strategia noastră cu apa, canalizarea. Și mă întorc nu că am eu doar subiectul acesta în fiecare conferință să îl aminti. Vi-l aduc pentru că ieri am fost vizitat de Garda de Mediu, care mi-a lăsat o scrisoare foarte frumoasă, oficială, în care spune că, având în vedere declanșarea procedurii de infringement pentru România, pentru implementare necorespunzătoare a directivei CE 91-271 referitoare la epurare, trebuie să luăm niște măsuri. Deci suntem în punctul când noi trebuie să dăm amenzi la diferite, eu știu, entități de pe raza comunei și inclusiv cetățenilor, pentru că nu se racordează la apă și canalizare. Asta spune adresa asta. Vă rugăm să luați măsuri dumneavoastră primare și cu asta, ca toată populația să se racordeze, deoarece ați intrat în procedura de infringement. Suntem într-un film, într-un teatru de păpuși, în care sistemele lipsesc autorizate, lipsesc cu desăvârșire, și noi ne primim adrese, ne pasăm adresii unei altora. Noi că nu avem, ei că este nevoie. Și situația rămâne cum a fost. Sistemele de apă și epurare sunt o mare, mare problemă și tot ce înseamnă salubritate, iarăși, reprezintă o problematică. Pentru că și la salubritate avem termen ca până în 2020 decembrie să avem cel puțin 50% colectare selectivă. Noi, alt subiect pe care se evită a fi dezbătut, dar dacă aceste organisme ale statului, aici scrie Guvernul României, Ministerul Mediului, Garda Națională de Mediu, Comisariatul General, Serviciu Botoșani. Deci să le luăm pe rând. Cu cine vorbim? Vorbim cu Guvernul României. Deci eu acum mă adresez acestor onorabili, stimate Guvern al României. La Botoșani lipsesc acele acumulări. Primul lucru esențial, lipsesc cu desăvârșire investițiile majore care ar permite conectarea comunităților. Nu suntem în măsură de a căuta să amendăm cetățenii pentru că nu se racordează, nu au la ce se racorda și nu vor avea încă mulți ani de aici încolo. V-am spus propriul meu exemplu, am bani de un an de zile și încă nu știu dacă în următorii 2 ani voi reuși să aduc cetățenilor și să-i motivez, să-i oblig, conform legislației în vigoare, să se racordeze. Deocamdată nu-i pot obliga la nimic. Tocmai acest lucru spun, că este o ironie să primesc această însărcinare de la onor guvernul, ca eu să oblig cetățenii să trebuia să mă oblige pe mine să fac întâi sistemul centralizat, dar ne obligă și pe noi autoritățile locale, pentru că noi vom suporta costurile în definitiv. România va fi penalizată, iar amenzile se vor întoarce împotriva autorităților locale și Deci nu unele se vor crea răspunde. vreodată o asemenea hârtie. La ce instituții? La Garda de Mediu? Nu. Da, Garda de Mediu mi-a lasă, pentru că pe lângă Garda de Mediu au prerogative, au în lista de, eu știu, în fișa postului, au primarii, lucrul acesta de a face ce a făcut Ei, Garda de asta se Mediu. întâmplă înainte Consiliul Județean. Consiliul Județean are prerogative, deci Consiliul Județean, la rândul lui, ar trebui să meargă să ia măsuri cu toți cei care nu fac timp, bineînțeles, care aparțin sub jurisdicția lor, unități, eu știu, dau un exemplu, unități medico-sociale, unități din subordinea Consiliului Județean, să le oblige să respecte aceste normative, dar ei n-au făcut investițiile ca atare și Da, deci deci aceasta practic ca și cum cei de este la o Garda de ur. Mediu nici n-ar ști care e situația în Botoșani. Păi normal că dacă știi că este lege, te faci că nu știi care e realitatea, mergi și dai și răspunde primarul. Primarul ar trebui să meargă să ducă
să ducă cetățenul, să fie acoperiți. Asta e meteahna românească. Cine trebuie să fie acoperit? Garda de mediu. Lansăm adresa oficială, punem termene. Problema este că uneori se ajunge până la amendă, amenda fiind minim, am impresia, de la 40.000 de lei în sus. Alteori, fiind, ținându-se cont de situația generalizată, nu se ajunge la amendă. Dar toate aceste lucruri aduse la cunoștința mea și a altor primării pe cale oficială, care stau și în sarcina acestor unități descentralizate, a prefectului, a acestor agenții, a NRSC-ului, se fac publice, se fac medieri, se fac informări și ar fi de preferat ca onor reprezentantul județului să iasă în fața cetățenilor, nu ca un popândău pe scena de la Popăuț alături de politicieni. Ieși și spune-le botoșenenilor ce avem de făcut și cum facem ca să ieșim din acest impas. Nu trebuie să te lingușești acolo politic, să stai alături de partide. Nu ești funcționar înalt, înalt funcționar public care are alt menire în zona aceasta administrației. Dar, din păcate, noi facem mult teatru, multă reprezentativitate la nivel de acesta folcloric. Vedeți vreun rezultat al politicii botoșenene, și aici mă refer la subsecretarii de stat, în afară de acele comunicate în care ei conduc niște copii prin Parlament, deschid niște uși, le arată adresa la primari, le arată ușa unde să nu se rătăcească vreun primar pe la vreun minister. Ați văzut vreunul într-o conferință de presă cu dumneavoastră care să discute de la firul ierbii problema, și vorbim de ape, de păduri, de epurare, de canalizare, de proiectele de dezvoltare, de neajunsurile din aceste proiecte. Vin pe scenă, așteaptă aplauzele și cam atât. Noi avem nevoie de, după noi anul acesta, de care să ne lase uimiți cu câte miliarde suntem noi binecuvântați, județul Botoșani, să spună, dacă au curajul, cât de greu pot fi implementate aceste programe, pentru că ne ancorăm în standarde de cost perimate, ne ancorăm în niște metehne care ar trebui rezolvate. Asta ar trebui să discutăm cu acei oameni. Putem să mai facem ceva? Dacă nu putem să facem, atunci vorbim degeaba. Dacă putem corecta, să corectăm, ca aceste proiecte să se termine odată, că vorbim de 847 de miliarde la Botoșani și vedem că nu e terminată nicio școală după 2 ani, care înseamnă un IRCA. De ce oare? Credeți că sunt primarii chiar atât de incapabili sau firmele? De zona privată nu se prea ocupă nimeni. Vor merge bine proiectele dacă se încearcă să se repare. Acum știți cum se repară? Aceste actualizări de prețuri sunt la îndemâna primarilor, că s-au abrogat standardele de cost. Dar primarii, la cunoscători mari cum sunt între ale finanțelor, pot face și greșeli mari care să-i coste. Poți aprecia ca foarte puțin sau foarte mult ceea ce faci dacă actualizezi și să te lansezi într-un lucru care îți aduce ulterior mari probleme, îți vor aduce mari probleme la controlele Curții de Conturi. Și mai este un fenomen. Politicienii vor da, că nu ai de unde să actualizezi, vor da celor care sunt, bineînțeles, pe lista aceea favorizată, vor da bani prin sumele de echilibrare să suporte aceste actualizări. Au făcut-o și în decembrie, au făcut-o și la votarea bugetului Consiliul Județean, o vor mai face, dar o vor face în așa fel încât tot primarii vor suporta cândva. Dacă cineva se va ocupa de legalitatea cheltuirii acestor bani dați peste noapte, iarăși reamintesc acea distribuire de fonduri din decembrie 2018, când în 24 de ore s-au cheltuit miliarde, și se va ocupa cineva și va vedea cum au fost cheltuiți acei bani, va fi
destul de grav. Eu, înainte de a critica ceva și a spune lucruri despre competitori, vin și eu și doamna deputat, venim cu o mică expertiză la nivelul nostru. Dumnezeu în învățământ la nivel de județul Botoșan și la nivel de parlament. Eu la nivelul meu mic de administrație locală. Și vă spun, am făcut și proiecte care au vizat antreprenoriatul, un mic succes, ulterior cu probleme, am mai depus și al doilea acum care se află în analiză, vizând tot antreprenoriatul și economia socială. Am depus și pe fondurile transfrontaliere, am și implementat. Am depus și pe fondurile de la pe fondul de la AFIR și am implementat și am depus și am în curs de implementare. Am depus și pe galuri și terminat și în implementare. Și nu vorbesc decât de ceea ce trăiesc, simt și cred că înțeleg. Și cred că pot fi constructiv. Nu o să vin niciodată în fața dumneavoastră să cer cucuri, că așa îmi place mai nou să le spun, că m-am copiez și eu anumite personaje. Vine unul, scântă cucu și gata, ai vândut și tu cucuri mai departe. A devenit o modă vânzarea aceasta de cucuri către populație. Nu, o să muncesc alături de oameni onești, alături de echipă de profesioniști, o să-i apreciez. Când mă vor dezamăgi, o să căutăm alții, o să căutăm sprijin la tineri, o să-i lăsăm pe tineri să facă altceva din țara asta, dar eu îmi permit să nu fiu de acord cu multe din acțiunile parlamentarilor, uneori noștri, a conducătorilor noștri. Pentru că județul Botoșani a dat rezultate politice unui partid, iar ce au făcut ei cu rezultatul acesta politic se vede. S-au transformat în niște aplaudaci ai Teleormanului. În loc să-și pună oamenilor puternici, profesioniști, 1, 2, 3 oameni care să poată termina odată o investiție. Nu știu, în Ministerul Transporturilor, în Ministerul Dezvoltării, în Ministerul Învățământului, să pună oameni care pot genera, implementa, definitiva un proiect strategic al județului sau proiectele punctuale. Așa am fi terminat poate drumul Târgu Frumos. Așa ne umilim, ne bucurăm că aducem pe nu știu care ministru de la București și e o mare onoare când vizitează ministrul. Dar de ce n-avem noi, dacă am avut rezultatul acesta așa de bun, secretarul de stat, capabil să facă, să termine odată investițiile acestea pentru botoșani? Oare nu pentru asta am luptat noi politic? Nu pentru programul acela construit cu oamenii noștri profesioniști? Dar au ajuns, s-au cocoțat acolo lipitori de afișe, menajere, vânzători de apă minerală și etc. Și acum avem așteptări. Nu, la folclor și la popăuți o să mai avem pe scenă reprezentații de acestea. Dar din păcate, realitatea, uitați așa vine în teritoriu, prin obligații pe care mulți ani de aici încolo nu le vom putea onora. Cu asemenea personaje, noi nu vom putea face ceea ce trebuie pentru județul Botoșani. Nu o să o ținem.